Bun găsit, doamnelor și domnilor! Ne aflăm în săptămâna Sfintelor Pătimiri ale Mântuitorului Hristos. Biserica ne pune înainte niște exemple în această săptămână specială, pregătitoare de altfel pentru înviere. La denia de luni seara, de fapt în Sfânta și Marea Zi de Marți, Biserica ne dă un exemplu, acela al celor 10 fecioare. Este pusă înainte pilda celor 10 fecioare, 5 înțelepte, 5 neînțelepte. Să vedem de ce este pusă această pildă ca exemplu pentru noi în săptămâna Sfintelor Pătimiri. Pentru discuție este alături de mine Preasfinția sa, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român din Ungaria. Sărut dreapta, Preasfințite Părinte, bine ați venit la Cuvânt pentru Suflet. Bine v-am găsit! Ne aflăm în Săptămâna Mare, cum este numită în popor, Săptămâna Sfintelor Pătimiri. Vreau să vă întreb de ce, iată, luni la denie sau Sfânta și Marea Zi de Marți ne pune înainte pilda celor 10 fecioare, 5 înțelepte, 5 neînțelepte. În primul rând, cred că este vorba despre un model. Încă mai avem acum la acest început al Săptămânii Patimilor o perioadă specială până în Miercurea Mare, de fapt o perioadă deosebită, o perioadă foarte frumoasă și în special în Biserica Greciei este numită Slujba Mirelui, dar cred că și la noi aceste slujbe de denii sunt foarte bine cunoscute atât în lumea de la orașe creștină cât și în lumea satelor. Și iată, această slujba a Mirelui, care durează de duminică seara, începând de slujba de duminică seara, Duminica Floriilor, fiind iarăși un popas cu totul deosebit și ales în viața creștinilor, intrarea triumfală a Mântuitorului în Ierusalim, prin care el își arată ceea ce ucenicii au vrut mai înainte să scoată în evidență, faptul că nu este doar un simplu învățător, ci, deși vine blând și așezat pe mânzul la sine, el este împăratul lui Israel, este Fiul lui Dumnezeu, este împăratul cerurilor, Fiul Părintelui Ceresc, cel care este stăpân peste întregul univers, dar care dorește să fie, în primul rând, stăpân peste pornirile, patimile, slăbiciunile și neputințele omului și care își arată prin această intrare triumfală în Ierusalim, pe de o parte, slava sa, pe de altă parte, smerenia sa și se face cel din tâi model pentru noi. Și intrarea sa în Ierusalim este, de fapt, pentru noi intrarea în săptămâna patimilor, pentru că împreună cu el și cu mulțimile nenumărate, care l-au întâmpinat acolo cu multe ovații și bucurie, strigăte de bucurie, până și copiii strigau Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Deci această intrare în Ierusalim a Mântuitorului sub chipul unui împărat, dar unui împărat aparte, un împărat blând și smerit, să fie și pentru noi intrarea într-o perioadă cu totul specială. Fiecare dintre aceste zile, luni, marți și miercuri, încă mai aduce înaintea noastră modele de pocăință, modele demne de urmat, cum este de pildă dreptul lui Iosif în ziua de luni și care, și mă rog, pilda smochinului care s-a uscat, iarăși vin în antiteză, un exemplu pozitiv și un exemplu mai negativ, însoțit chiar de un blestem din partea Mântuitorului, însă într-un sens pozitiv, acela a încetării puterii de atracție a păcatului și a dulceții păcatului asupra omului. Și pe de altă parte, modelul dreptului Iosif, care, deși ar fi putut să aibă multă vază și cinste la curtea lui Faraon, stăpânei lui Faraon, căzându-i drag Iosif și vrând să petreacă împreună cu el într-o împreunare nelegiuită, Iosif își părăsește haina, își părăsește aceste așezăminte și se face un model demn de urmat cu puterea lui Dumnezeu. Acesta e un prim model care deschide săptămâna patimilor și ne mai însoțește încă pe această cale a pocăinței, pe această cale a înaintării noastre în apropierea de Dumnezeu. Marți, în pilda despre care, iată, vorbim astăzi împreună, se pun înainte cele 10 fecioare, cele care sunt înțelepte și care îl așteaptă cu multă sârguință și cu multă dragoste pe Mire și celelalte care nu sunt înțelepte și care de asemenea îl așteaptă pe Mire și la un moment dat spune Sfânta Evanghelie că au adormit cu toate. Și la un moment dat, făcându-se strigare, dar încă împăratul sau Mirele, iată împăratul de duminică, care de data aceasta este exprimat în mod nevăzut, dar cred că tainic, tot la aceeași persoană se referă, la persoana Mântuitorului Iisus Hristos, se face strigare. Iată, Mirele vine.
Noi înaintăm pe această cale a săptămânii mari, de ce? Fiind anunțați că la sfârșit ne așteaptă Împăratul nostru, Domnul și Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și atunci, trezindu-se din acest somn, bietele Fecioare, care aveau o mare virtute și un mare dar, poate astăzi destul de rar întâlnit, nu numai acela al înfrânării și al stăpânirii de la patimile grosolane și, în primul rând, de la această patimă grea de purtat, cum spune într-una din rugăciunile masului, pornirile cele greu de purtat ale plăcerilor sau în rugăciunea de sfințire de la aghiasmă, de la aghiasma mică. Deci nu numai că aveau această, spunem, virtute și acest mare dar al înfrânării, ci aveau chiar și un dar în plus pe acela al fecioriei, adică pe acela de a nu fi cunoscut încă niciodată această, să spunem, mare patimă sau mare atracție care este a păcatului desfrânării. Pe de altă parte, aici este lucru care le distinge pe unele de celelalte, și anume darul înțelepciunii. Adică ar fi trebuit să mai aibă încă ceva în plus. O virtute, chiar dacă este foarte importantă și foarte mare, deosebită, cum este aceea a fecioriei, și care este la preț de mare cinste în mănăstiri, și după care poate de multe ori omul, după ce a pierdut-o, să spunem, tânjește sau doare sufletul încercând să regăsească ceva din stările și din trăirile pe care le-a avut în perioada cea mai frumoasă a vieții sale, în perioada copilăriei, în perioada prunciei, în perioada fecioriei. Deci omul are o această mare virtute a fecioriei, dar nu este suficientă, și pe lângă ea ar trebui să fie însoțită și de multe alte virtuți, între care aceasta a înțelepciunii. Totuși, și fără de care, nu poți să intri împreună cu mirele la nuntă. Trecerea dincolo de această poartă, însemnând pentru ele scopul cel mai important. Preasfințite Părinte, dacă ne uităm în triod, vedem de altfel la sinaxarul acestei zile că această pildă ne este pusă înainte pentru a ne îndemna la priveghere, mai cu seamă în săptămâna Sfintelor Pătimiri, și pe de o parte, și pe de cealaltă parte ne îndeamnă la milostenie. Să ne oprim, Preasfințite Părinte, pentru prima parte, aceea a privegherii. Toate erau chemate la această priveghere, și aici ar trebui să mai subliniem un aspect, pare mărunt, dar cred că este foarte important. Deși privegherea înseamnă să nu dormi, să stai treaz, să veghezi, pe de o parte, pe de altă parte să iei aminte, să te ferești de anumite rele care caută să te copleșească și să vină asupra ta, iată că la un moment dat toate acele fecioare au adormit. Și am putea să ne gândim la unul dintre cuvintele Sfinților Părinți care spun această adormire la care se referă fecioarele, este, pe care o pătimesc aceste fecioare, este de fapt trecerea din această lume. Ar putea să fie o accepțiune și o explicație, adică moartea. Pentru că dincolo de această moarte nu mai poți să faci nimic. Poarta dincolo de care trec împreună cu mirele ar putea să fie viața cea veșnică, în care cele care erau înțelepte, și înțelepciunea aceasta presupune probabil o sumă a tuturor virtuților, inclusiv aceea a milosteniei, ele au dobândit-o și aveau. Pe de altă parte, fecioarele acelea care nu sunt înțelepte nu aveau. Deci, iată, deși ni se cere privegherea, și acest aspect este foarte important, Sfântul Apostol Pavel spune: privegheați și vă rugați ca să nu cădeți în ispită. Iată că poți să te gândești că la un anumit nivel nu toți oamenii îl au și nu tot timpul poți să-l dobândească. Aici este, să spunem, lucru cel mai important și demn de toată lauda, că cele înțelepte au știut să aibă și să-și păstreze, să-și agonisească înainte de a veni momentul acesta care pe toate le ia pe surprindere și pe neașteptate, acela al adormirii, au știut să își agonisească multe fapte bune în candelele lor. Să aibă, să spunem, candela plină de un de lemn din care strălucea frumusețea sufletului care petrece împreună cu Dumnezeu. Iar celelalte fecioare, care erau nebune, probabil că au fost mai leneșe, am putea să spunem. Că nu s-au învrednicit sau nu au știut să ia aminte la toate celelalte lucruri foarte importante necesare în viață. Deci nu numai la acest, să spunem, virtute a fecioriei, care totuși trebuie apreciată pe deplin, pentru că este foarte greu, și astăzi cred că cu atât mai mult ar trebui apreciată, și ar trebui să le încurajăm pe tinere, în special, dar cred că și pe tine, să nu se lase abătute de această mare tentație a zilor noastre, că vor rămâne nemăritate dacă nu vor ști să spună un punct, să
pună o limită în relație lor pe care le vor avea cu viitorii lor soți. Pentru că există, bineînțeles, tentația de partea amândurora, tentația aceasta a petrecerii împreună, prin patima desfânării și de partea bărbaților, și de partea băieților, și de partea fetelor, dar fetele cred că au în adâncul sufletului lor înrădăcinat această nevoie fundamentală de a-și întemeia o familie, de a avea o casă, de a avea copii, de a crește copii, de a educa pe acești copii. Și atunci această patima desfrânării poate să pună stăpânire peste ele și datorită grijii de a nu rămâne nemăritate. Asta într-o explicație colaterală, așa de aceea vrem să le îndemnăm pe toate și să le încurajăm pe tinerele fete să încerce să aibă în primul rând nădejdea la Dumnezeu și rugăciunea către El, care poate să le ferească și de patima desfrânării și poate să le dăruiască și lucru cel mai de preț și important pentru ele, întemeierea unei familii sănătoase și nașterea de prunci buni, pe care să îi crească în credință și să fie mai târziu de bucurie lor și familiilor lor și de folos, atât lor cât și, mă rog, celorlalți pe care îi vor întâlni în această lume. Este cu adevărat ceea ce ne spuneți, fiindcă fecioria a scăzut foarte mult astăzi și cuvântul este destul de vetust pentru omul de azi. Dar cred că este important și probabil această pildă a celor 10 fecioare, în primul rând, ar putea să ne scoată în evidență importanța, dacă nu neapărat a fecioriei, măcar a căutării unei vieți curate și bine plăcute lui Dumnezeu, a regăsirii drumului mai liniștit și mai senin al împreună petrecerii cu Dumnezeu și nu drumul acesta larg al multor plăceri și satisfacții, să spunem, trupești și la un oarecare nivel chiar și sufletești și care atâță foarte mult sufletul și trupul omului și care, din păcate, încetul cu încetul îl distrug. Deci apropierea mai multă de Dumnezeu. Să punem accent și pe cea de-a doua parte, preasfințite, găsită în triod, faptul că cele 10 fecioare ne îndeamnă, de fapt, la milostenie. Și această milostenie cred că trebuie încadrată și într-un context mai larg, și anume postul înseamnă renunțarea la unele lucruri bune, se spune la anumite daruri ale lui Dumnezeu, mâncărurile de dulce, care în general sunt foarte apreciate, să ne gândim la persoanele care apreciază în mod deosebit mâncările și care și la alte, unele care le pregătesc, celelalte care le degustă. Te lipsești de anumite lucruri și mai departe de acestea încerci să te înfrânezi și să te limitezi chiar și de la păcate pentru a te regăsi pe tine în adâncurile tale așa cum Dumnezeu te vrea, așa cum Dumnezeu te așteaptă, așa cum ar trebui să ajungi. Și renunțând la aceste bunătăți, ar mai trebui și mergând împreună cu prorocul Isaia să ne gândim și ca din prisosul acestor, să spunem, lucruri sau pe care am fi putut să le cumpărăm dacă nu am fi postit, să putem să ajutăm într-un fel sau altul pe cei care au cu adevărat nevoie de un ajutor. Sunt oameni în această lume care nu au chiar nimic, nu neapărat cei care vin și cerșesc, pentru că de multe ori aceasta este o meserie. A venit și a cerșit și o afacere profitabilă pentru cei care se ocupă în mod special de a da. Sunt multe persoane care au probleme de tot felul și la acestea trebuie să ne gândim și în perioada postului cu atât mai mult să încercăm să îi ajutăm și pe aceștia. Dar poate să mai fie și o altă milostenie. Iată, dacă omul se liniștește pe sine, dacă prin credință și prin încadrarea în rânduierile bisericii, el poate să înainteze puțin pe viața aceasta, în viața aceasta duhovnicească, pe calea care duce spre apropierea tot mai mare cu Dumnezeu și sporește în credință și este mai întărit decât un altul care este mai puțin credincios sau care nu este credincios. Deci poate, pe de o parte, atunci când acela îi cere ajutorul, să-i ofere o vorbă bună, să încerce să-i arate puțină atenție, puțină grijă sporită. Sau, mă rog, atât cât și celălalt este în stare să primească, să-i întindă o mână de ajutor. Este o formă de milostenie mai puțin, să spunem, consistentă sau mai puțin vizibilă, mai puțin materială, dar care iarăși poate să fie foarte importantă, mai ales în ziua de astăzi. Preasfințite Părinte, ne putem gândi de altfel că, iată, pilda ne pune înainte 10 fecioare și apreciam lucrul acesta, faptul că toate erau fecioare. Ne spune însă că unele erau trufașe,
nebune, după cuvântul Scripturii, și atunci am putea să ne uităm și la noi, să ne întoarcem privirea și spre noi, și noi postim, dar atâta timp cât închidem buzunarul pentru milostenie, atunci ne asemănăm cu cele cinci neînțelepte. Sigur, și noi suntem în starea de post și iată, ne arată cei care și postesc și la post adună și alte, și faptele cele bune și alte virtuți. Și faptul că unii postesc, totuși nu adună alte virtuți. Ne-am putea uita și la societatea în care trăim și la omul contemporan. Bineînțeles că toate sunt importante și postirea în sine nu este singura virtute sau lucru cel mai important. A posti în sine nu trebuie să devină un scop, pentru că există și aici un risc și anume acela de a crede că prin aceste virtuți în care te antrenezi, pe care le exersezi, în care sporești, să crezi că ești mai îmbunătățit. Din păcate, cred că astăzi este mai puțin acest risc, pentru că de multe ori, din păcate, omul de astăzi nu mai vede deloc rostul postului sau rostul credinței, poate chiar prezența și rostul lui Dumnezeu în viața oamenilor. Așa că, să spunem, cei care postesc, bine fac că postesc. Într-adevăr, există și riscul acesta al mândriei, al trufiei, al orgoliului, care, bineînțeles, în sine este un lucru greu și care poate să provoace multe pagubă sufletească omului, dar cred că cel mai bine ar fi să-i îndemnăm pe ceilalți oameni ca împreună cu aceste fecioare să încerce să-și caute liniștea, bucuria și fericirea și în alte părți, chiar și în rânduiel din acestea mai mult desconsiderate sau poate chiar blamate de către unii și neevidențiate destul cum este postul sau cum este fecioria, în fond putem să spunem că și fecioria este un post, fecioria sau înfrânarea, și un post chiar serios, un post de la anumite păcate, care vrând nevrând își lasă o amprentă serioasă asupra omului, deci să le recomandăm oamenilor de astăzi, celor care nu postesc, să le spunem, să știți că dacă nu veți posti de bunăvoie, s-ar putea într-o zi de nevoie, printr-un post impus de către altcineva și nu de către duhovnic, nu de către biserică, să ajungeți la același rezultat. Pentru că atunci când omul se îmbolnăvește datorită excesului, chiar și excesului alimentar sau excesului de alte, să spunem, excesului de stres, dacă doriți, el și ajunge la doctor pentru că este o suferință fizică și chiar psihică care îl marchează, unul dintre remediile pe care și doctorii ni le recomandă poate să fie tocmai acesta al postirii. Preasfințite Părinte, pentru că ne vorbeați despre feciorie, să spunem și noi de altfel că ne gândim la o feciorie maternă și la o maternitate feciorelnică, fiindcă nu suntem adepții unei feciorii nebune, asemenea celor cinci, a unor feciorii sterpe, fără milă, trufașe, ci de la Maica Domnului încoace, fiindcă până la Maica Domnului accentul nu se punea pe feciorie, ci pe nașterea de prunci, cea care nu năștea era considerată blestemată. Vedem că vorbim și noi acum despre o feciorie maternă de la Maica Domnului încoace și mă gândesc aici la fecioria care naște și invers, așa cum spuneam, la nașterea maternitatea feciorelnică, sigur, fiindcă și astăzi sunt femei care nasc Hristoși, cu adevărat, Hristoși în post, în rugăciune, în curăție. Să știți, cred că fiecare femeie care aduce pe lume un copil, pe de o parte își împlinește menirea și se simte, cred că, împlinită. Oricare femeie, fată, fecioară, fată, care devine mamă, în momentul în care ea devine mamă, cred că se întâmplă ceva în sufletul ei, chiar dacă este și cazul din aceste extreme în care o mamă își abandonează copilul. Din păcate, lumea în care trăim nu ne scutește de absolut nimic, de nici o grozăvie, dar cred că fiecare mamă deci se simte împlinită atunci când dă naștere unui copil, iar copilul pe care naște, în fond, poate să fie un Hristos și este un Hristos, pentru că fiecare om care primește această binecuvântare de la Dumnezeu de a se zămisli și de a trece această perioadă până în momentul nașterii,
este chemat și la sfințenie. Chiar dacă mama respectivă a avut o viață mai nepotrivită, eu cred că în sufletul fiecărui om și fiecărei femei, fiecărui om cât de jos a căzut, acest chip al lui Dumnezeu, după cum spune învățătura bisericii noastre și sfinții părinți, deci acest chip al lui Dumnezeu nu se distruge. Și cel mai mare păcătos, într-o zi, prin chemarea și prin lucrarea lui Dumnezeu, poate să devină cel mai mare sfânt. Să nu uităm și cuvântul acela care Părintele Teofil Părean îl spune și cred că l-a preluat de la Părintele Arsenie Boca sau din Filocalie: dragostea lui Dumnezeu pentru cel mai mare dintre păcătoși este mai mare decât dragostea celui mai mare dintre sfinți față de Dumnezeu. Deci Dumnezeu pe cel din urmă, pe cel mai mare dintre păcătoși, El l-a făcut, îi poartă de grijă și poate într-o clipă se întoarcă. Să ne gândim și la tâlharul de pe cruce, tot vorba de săptămâna patimilor, care și Vinerea Mare, care s-a întors. De ce? Pentru că a știut să-L identifice lângă El, nu pe un simplu om, ci pe unul care pătimea pe nedrept, pe mierele sufletului lui și al bisericii. Pe de altă parte, trebuie să precizăm că nu toate femeile din această lume, sau sunt foarte puține cele care nu că își vor păstra fecioria până în momentul nașterii, ci vor rămâne fecioare până la capă, sau vor petrece în curăție, sau se vor lupta cu sine însele pentru a redobândi această feciorie duhovnicească sau această feciorie spirituală. Sunt puțin călugării și călugărițile din zilele noastre, pentru că unul dintre voturile monahismului este tocmai acesta al fecioriei. În mănăstire se face mai puțin, se pune mai puțin accent pe milostenie, deși multă milostenie spirituală, multă milostenie duhovnicească se împarte și acolo prin grija și prin dragostea pe care Sfintele Mănăstiri o arată vizitatorilor și pelerinilor. Deci totuși sunt puțini monahi în lumea asta, sunt mult mai mulți cei care se vor căsători și, din păcate, și mai mulți cei care nu se mai căsătoresc, cei care nu-și mai găsesc un rost, cei care ajung la o nepotrivire de caracter. Mult mai simplu se rezolvă totul, la notar se poate trata totul și mai simplu decât cum era înainte prin procese, și asta cred că este regretul cel mai mare. Pentru că dacă omul ratează această țintă existențială a vieții lui, care este viața împreună cu Hristos, viața în Dumnezeu, viața de familie adevărată, și se lasă prins de una sau de alta dintre răutățile și plăcerile acestei lumi, el este cel care suferă foarte mult și el este cel care are de pierdut. Și din păcate, printr-un astfel de comportament, printr-o astfel de reacție, printr-o astfel de stare, el vrând nevrând începe să se asemene cu fecioarele cele nebune, care la un moment dat, chiar dacă vor vrea să intre în cămară, mirele va spune: nu vă cunosc pe voi, pentru că poate până în ultima clipă a vieții n-au fost destul de puternici sau destul de capabili să-și descopere adevăratul rost și să-și schimbe viața. Preasfințite Părinte, atunci când spuneam despre femeile care nasc Hristos, mă gândeam și la faptul că ele pregătesc pruncii pentru botez. Bineînțeles, mamele sunt și femeile au un rol determinant în viața întregii omenii, și atunci când Dumnezeu a făcut-o pe femeie, a știut ce face. În primul rând s-a gândit să nu îl lase pe om singur, pe de altă parte să-i dorească nu doar o pricină de poticnire și de încercare pentru bietul bărbat, pentru că sunt și multe situații în care într-o familie bărbatul se plânge că nu mai poate de atât cât are suferit din partea femeii, dar și femeia poate la fel să plângă că are foarte mult de pătimit din partea bărbatului, pe care nu-l interesează casa, nu-l interesează copiii, numai alte lucruri din această lume, prietenile de felurile respective. Deci mama întotdeauna are un rol foarte important în viața omenirii de la început, în viața oamenilor, în viața societății și atât poate să aibă și în viața bisericii. Preasfințite Părinte, să punem accentul însă și pe milostenie, așa cum o vedea Sfântul Ioan Gură de Aur, înțeleasă ca iubire de mamă, și Preafericitul Părinte Patriarh Daniel vorbește despre o iubire milostivă. Și să ne gândim la ce e cu adevărat milostenia în creștinism. Este iubirea milostivă, de fapt, pe care ne-o arată Hristos. Milostenia are acest aspect frumos în ortodoxie, este făcută din inimă, ne spune în Noul Testament, și dacă ne uităm la pilda samarineanului celui milostiv, spune acolo că nu că a făcut milostenie, ci că și-a făcut milă cu cel căzut între tâlhari. Deci lucrul acesta care apare, acest duh al milei din interior, milostenia nu numai ca fapt, ci, repet, ca duh al milei din interior. Ca stare. Sfântul Ioan Gură de Aur, bineînțeles, ca un mare tâlcuitor al cuvântului lui Dumnezeu și interpret al Sfintelor Scripturi,
A fost și foarte înțelept și a știut să vadă viața bisericii sub toate aspectele, unul dintre ele fiind și acesta al milosteniei ca și stare, ca și, să spunem, stare firească. Deci și prefericitul Părinte Patriarh Daniel folosește această expresie, probabil tocmai pornind de la acest cuvânt înțelept și luminat al Sfântului Ioan Gură de Aur, că noi, ca și creștini, și bineînțeles făcând parte dintr-o biserică, putem să fim și mai organizați, reprezentăm mâinile iubirii milostive ale lui Hristos îndreptate către semenii noștri. Și cei care s-au bucurat deja și au cunoscut mila lui Dumnezeu în viața lor, și iată, ea intervine în momente critice și foarte grele, cum este cel al samarineanului milostiv, adică celui căzut între tâlhari, pe care Dumnezeu îl întâmpină și vine și îl ridică din starea cea mai nenorocită în care se găsește. Deci această milă pe care o resimțim și noi la nivel personal, fiecare dintre noi, în primul rând, prin credința pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o și pe care o cultivăm și încercăm să o trăim în biserică, aceasta este bine să o arătăm acolo, într-adevăr, unde este nevoie, la nivelul semenilor noștri care sunt lipsiți, care sunt singuri, care nu au pe nimeni, și această milostenie este bine să fie săvârșită și la un nivel mai larg. Și biserica noastră, cred că a înțeles, mai ales în ultimii ani, pentru că înainte de 1990 a fost un anumit principiu și o măsură, o îngrădire de a se rezuma activitatea și acțiunea bisericii la locașurile de cult, deci în interiorul locașurilor de cult, dar după 1990, mai ales în ultimii ani, a sporit din ce în ce mai mult această activitate caritativă, socială a bisericii. Deci se face și la nivel organizat, în parohii, prin intervenția și supravegherea preoților, dar și cu ajutorul unor persoane din afara bisericii. Preasfințite Părinte, finalul a venit pentru ediția noastră. Nu înainte de a le spune oamenilor că, iată, pe lângă post trebuie să aducem și milostenia și rugăciunea mai profundă, mai cu seamă în această săptămână a Sfintelor Pătimiri, și să spunem și celor care nu au posibilitate financiară, nu pot face milă cu ceilalți dându-le ceva material, că putem vorbi și despre milostenia duhovnicească, despre milostenia sufletească. Mă gândesc chiar la maicile din mănăstire, de exemplu, fiindcă am vorbit despre maică și iată le vedem pe călugărițe ca pe niște mame, ca pe niște maici, la care oamenii aleargă, ele nu au posibilități financiare, n-au ce să le dea celorlalți, dar le dau un gând bun, o rugăciune, milostenia duhovnicească, sufletească despre care vorbeam, și oamenii aleargă către lucrul acesta. Sau mă gândesc acum la Sfânta Cuvioasă Maica noastră Parascheva de la Iași. Cea mult milostivă. Cea mult milostivă. Și mult milostivă în exact. Popor. Și totuși o maică, o cuvioasă, o tânără de numai 27 de ani, atunci când a trecut spre Împărăția lui Dumnezeu, și pe ea o numim Mama Moldovei și mult dăruitoare. Ce ne dă, de fapt? Ne dă milostenia duhovnicească, sufletească, despre care vorbeam. Bineînțeles. Deci în acest început de săptămână mare, pe lângă toate celelalte fapte bune și modele pe care Biserica ni le aduce înainte, să luăm aminte și la modelele sfinților de altă dată, să încercăm să ne aplecăm cu mai multă prețuire cei care sunt deja credincioși și care își îndreaptă pașii de multe ori sau adeseori spre calea mănăstirilor sau spre bisericile noastre, cu siguranță știu, dar să încercăm să îi îndemnăm și pe ceilalți care poate din întâmplare vor vedea exact acest fragment din emisiunea dumneavoastră, că există în această lume și alte modele și alte căi de urmat. Calea milosteniei este una dintre ele, calea virtuților, calea fecioriei nu este de lepădat. Trebuie să ne aplecăm asupra ei cu mai multă curiozitate, cu mai multă dorință de cunoaștere, cu mai multă, să spunem, dorință de a urma, dacă este cu putință, această cale, și să nu uităm că nu suntem niciodată singuri, ci pe această cale, acum în săptămâna cea mare, dar și după ce va trece săptămâna cea mare și după învierea Domnului și mai cu seamă la învierea Domnului, nu suntem singuri, ci împreună cu noi sau în așteptarea Lui, este mirele bisericii, și acesta fiind împreună cu noi, niciodată ne vom simți singuri și vom ști ce avem de făcut în această viață cu ajutorul Lui,
ca să ne îndeplinim datoria și să putem asculta și noi, intră în bucuria Domnului tău. Vă mulțumim foarte mult, preasfințite Părinte, pentru prezență, pentru cuvintele de folos, post binecuvântat și dumneavoastră în continuare și Paști cu multă bucurie. Mulțumim și pentru că ne apropiem pe puține zile de sărbătoare învierii Domnului, să spune și sărbători binecuvântate și cu multă bucurie de la Bunul Dumnezeu. Dragi telespectatori, să nu uităm mai cu seamă în această săptămână a Sfintelor Pătimiri că pe lângă post avem nevoie de rugăciune și de milostenie. Și că orice bine făcut celuilalt este de fapt binele făcut Mântuitorului Hristos, care a spus, ori de câte ori dați fratelui, mie mi-ați dat. Pe curând!